pare un lucru special, fiindcă e al doilea an cu care sărbătorim episcopii noștri martiri. Și sărbătoarea, și Evanghelia are de-a face cu ceea ce v-am spus. Fiindcă viața noastră, ca și biserică, ca și creștini, în lumea aceasta, este tot timpul un amestec de bucurie și de durere, de fericire și de suferință. Și o vedem din primele versete atunci când se vorbește despre mărturie. Biserica și fiecare dintre noi trebuie să dăm mărturie. Ce înseamnă să dăm mărturie? Înseamnă să îl propovăduim pe Iisus. Și vestea cea bună, indiferent de vremuri, indiferent de oameni. Și dacă pe o parte este o misiune frumoasă, plină de bucurie, care ne dă laudă în fața îngerilor, fiindcă aducem oamenilor vestea cea bună, este și o misiune de suferință. Și o vedem din viața episcopilor noștri. Cu toți au dat mărturie. Și deci au fost martiri. Toți au fost dispuși să-și pună viața pentru mărturia lor. Și vedem legătura intimă, iubiți credincioși, dintre mărturia pe care noi o dăm pentru Iisus Hristos în fața oamenilor și mărturia pe care El o dă în fața îngerilor, în fața Tatălui, pentru fiecare dintre noi. De cel ce se va rușina de mine, și Fiul omului se va rușina de El. Nu este vorba de o răzbunare. Nu este vorba de a plăti cu aceeași monedă. Ci atunci când nu dă mărturie, e ca și cum rupem o legătură dintre noi. E pe undeva ca în acea parabolă cu bolnav, cu bogatul, care regăsește o prăpastie între el și Lazar în viața de dincolo, dar prăpastia era săpată din această viață. Fiindcă Lazar era la ușa lui tot timpul și el nu-l vedea. Și în fiecare zi care trecea și fără să-l observe, săpa o prăpastie între el și Lazar, o prăpastie pe care a regăsit-o dincolo. Dacă cineva se va rușina de mine, este un prim moment. Și știm bine că cel din tâi dintre apostoli, Petru, a făcut acest lucru. El care părea cel mai curajos. El care părea primul dispus să dea mărturie despre Mântuitorul, chiar dacă ceilalți îl vor părăsi, așa cum spunea, cu atâta curaj, cu atâta mândrie, Petru, în fața unei slujnice, se leagă de Iisus. Se rușinează de Iisus. Îi e frică de moarte. Și atunci spune că nu-L cunoaște pe Iisus. Dar vedem că există iertare. Iisus îl regăsește pe Petru. Regăsește o oaie pierdută. Și îl întoarce. Și acea mărturie mincinoasă din noaptea patimilor se reîntoarce și se vindecă prin mărturia dragostei. Există un alt pas, iubiți credincioși, care ne pune dificultate. Fiindcă dacă ni se iartă atunci când ne rușinăm de Fiul omului, dacă ne întoarcem, există un pas extrem de greu de digerat. Oricui va zice într-un cuvânt împotriva Fiului omului se va ierta. Dar celui care va gândi blasfemii împotriva Spiritului Sfânt, acelea nu-i se va ierta. Cum se împacă acest pasaj în biserică din Cioș cu credința noastră că Dumnezeu iartă totul? Că Dumnezeu este milostiv, că Dumnezeu este durător. Ce este, de fapt, acest păcat împotriva Spiritului Sfânt? S-au scris multe pagini și s-au dat multe interpretări acestui pasaj. Dar, în fond, nu suntem iertați doar atunci când refuzăm iertarea lui Dumnezeu. Și aici este păcatul împotriva Spiritului Sfânt, care este iubire.
Cineva l-a întrebat pe fratele Mihai ce este acest păcat. Să-i dau un exemplu. Și a spus, gândiți-vă la cineva care atât de mult îl urăște pe aproapele lui, încât refuză să meargă în rai dacă și acela se mântuiește. Este ideea urii diabolice. Urii care refuză până la capăt darul divin, darul de Dumnezeu, darul iertării, darul Spiritului Sfânt. Și apoi, iubiți credincioși, acela Spirit Sfânt ne promite Mântuitorul că ne întărește atunci când trebuie să dăm mărturie. Și este un lucru care ne consolează, fiindcă știm că nu suntem singuri. Și toată această Evanghelie, iubiți credincioși, trebuie să o citim privind la viețile episcopilor noștri martiri. A fost o reală emoție dimineața să intru în procesiune cu moaștele fericitului Iuliu Bosu. Și emoția era amplificată de faptul că mă gândeam că trebuie să pășesc pe omenul lui. Și acest lucru ne aduce aminte de mărturia vieții noastre, iubiți credincioși. Avem o parte frumoasă de bucurie, de mărturie plină de fericire, de entuziasm. Dar întotdeauna mărturie include și crucea. Și crucea o trăim fiecare dintre noi într-un fel sau altul. Episcopii noștri au trăit crucea pe urmele lui Iisus. Și au fost chemați să dea mărturie cu prețul vieții. A fost o mărturie cu totul extraordinară. Un sacrificiu cu totul aparte. Și suntem bogați astăzi de acest sacrificiu. Nu știm dacă noi vom fi chemați să dăm mărturie în același fel. Cu prețul vieții. Este posibil. Dar în orice caz, suntem chemați să dăm mărturie în fiecare zi prin viața noastră. Există o mărturie tehnică prin care transmitem niște cunoștințe, transmitem credință, vorbim celorlalți de credința noastră. Dar există o mărturie mult mai importantă, mult mai profundă, așa vieții noastre. Ar trebui că atunci când cineva privește viața noastră, se uită la noi, să înțeleagă ceva din misterul mântuirii, din Iisus Hristos. Ar trebui să perceapă o pace dincolo de încercări, o fericire în prezența crucii, o liniște care derivă din conștiința că Iisus Hristos este lângă noi în fiecare clipă. Sărbătoarea de astăzi e una care ne interpelează. Fiindcă nu putem, iubiți credincioși, doar să ne mândrim cu episcopii noștri. Să fluturăm mărturia lor ca un schimbat a gloriei noastre. Nu noi am suferit, ei au suferit. Nu noi am dat mărturie cu prețul vieții, ei au dat mărturie. Și atunci noi suntem chemați să facem apel la ei. Să ne aducem aminte de ei, dar pentru a vedea cum viața noastră trebuie să decurgă. Așa cum ne spunea lectura dinainte de Evanghelie. Să privim la mărturia lor, pentru a înțelege ce avem noi de făcut. Trăim într-o lume aparent liniștită, iubiți credincioși. Nu avem în țară războaie, nu avem persecuții. Dar dacă citim cu atenție semnele timpului, vedem că avem de dat mărturie fiecare la locul nostru. Există o lume în schimbare. Suntem într-o Europa care se schimbă. Nu știu dacă ați văzut zilele trecute, o procesiune a catolicilor din Paris a fost agresată. A curs sânge în zilele noastre. O procesiune pașnică. Nu un protest.
Nu marș pentru acel ceva, ci o procesiune a catolicilor, credincioșilor, cu preotul biscupilor. În vremurile noastre. Dacă citim cu atenție semnele timpului, vom vedea că încet, încet ni se cere să ne mărturisim credința, dar în colțul nostru. Să nu deranjăm. Să stăm liniștiți, să ne vedem de treburile noastre, dar să nu intervenăm prea mult cu viața publică, cu societatea. Și atunci suntem chemați, iubiți credincioși, să citim semnele timpului. Episcopii noștri au făcut acest lucru și știau că va urma o persecuție. Toți vorbeau deja dinainte de o persecuție. Repet, nu știm dacă va fi o astfel de persecuție, sau dacă vom putea în continuare să ne trăim vieții noastre. Dar nu asta e important, să știm viitorul. Fiindcă mă duc aminte ce îi spune Iisus lui Petru, atunci când Petru întreabă despre Ioan. Cu el ce se va întâmpla? Și Iisus îi spune într-un fel, mai mult sau mai puțin, ca în zilele noastre, vezi, este treaba ta. Ce se întâmplă cu el este între mine și el. Ce se întâmplă cu tine este între mine și tine. Esențialul e nu să știm viitorul, ci să ne credem în același Iisus care a fost lângă episcopii noștri. Și în momentul slujirilor, ca și episcop, și în momentul persecuției din temnițe. Dacă citim mărturiile lor în bisericioși, ne întrebăm ce se întâmplă cu ei. Fiindcă sunt oameni care au fost scoși din casele lor, din bisericile lor, din catedralele lor, din demnitățile lor, fără să facă nimic. Și au fost aruncați în temniță, în condiții extrem de dure, și ei vorbesc de bucuria prezenței lui Iisus în mijlocul lor. Dacă citiți mărturiile lor din dosarul de beatificare, vedeți că toți vorbesc de acea fericire și pace în mijlocul suferinței. Nu leagă suferința. Nu leagă durere. Ci vorbesc de o prezență tainică a lui Iisus în mijlocul lor. La asta suntem chemați și noi, iubiți credincioși. Ca în temnițele sufletului nostru, acolo unde suntem întelegați, acolo unde există o suferință pe care poate doar noi o știm, din viața noastră, din familiile noastre, din comunitățile noastre, din biserica noastră, din lumea care trăim. Acolo unde există urme de lanțuri, urme de rând, să știm, să chemăm prezența vindecătoare, mângâietoare a lui Iisus. Cu siguranță toți avem aceste locuri, biserică din jos. Cu siguranță avem nevoie ca Îngerul Domnului să vină în temnițele sufletului nostru așa cum a venit lângă Petru. Așa cum a venit lângă episcopii noștri martiri. Și să ne elibereze. În viața aceasta nu vom fi eliberați de încercări. Ci vom fi eliberați chiar în mijlocul încercărilor. Și aici stă misterul prezenței, al iubirii, al îndurării lui Dumnezeu. Ca aparent suntem oameni ca toți ceilalți oameni. Nu suntem nici mai buni, nici mai inteligenți, nici mai sfinți, nici mai drepți. Suntem niște păcătoși iertați. Dar suntem puternici de prezența Mântuitorului în viața noastră. Asta face diferența. Și asta trebuie să căutăm, iubiți credincioși. Și asta este misiunea unui episcop, a preoților, a diaconilor și a dumneavoastră credincioși. Ca împreună să facem în așa fel încât Iisus să fie prezent în lumea în care trăim. Încercând să aplicăm discernământul spiritual situațiilor concrete pe care le trăim. Avem nevoie de acest dar al Spiritului Sfânt, care să ne spună cum să vorbim, ce să facem. Sigur, aici ne gândim la mărturia martirilor în fața împăraților, în fața judecătorilor. Și am văzut-o de-a lungul istoriei. Dar ne gândim și la mărturia noastră, iubiți credincioși, acolo unde suntem. Să știm fiecare dintre noi să vorbim inspirați de Spiritul Sfânt. Asta e biserică.
Dacă nu suntem o adunare de oameni care încercăm să fim mai buni, mai sfinți, să încercăm să facem bine. Nu asta e biserica. Biserica e constituită de darul Spiritului Sfânt care ne unește, care ne însuflețește, care ne luminează. Și atunci, doar dacă trăim astfel prezența noastră în biserică, știm să dăm mărturie. Despre Iisus se spune în Evanghelie, și nu o spun prieteni, o spun dușmani. Și vom vedea sărbătoarea rusalilor, ascultând Evanghelia, că ostașii care merg să-L prindă pe Iisus, se întorc cu mâinile goale. Și cei care încercau să-L prindă, sunt prinși ei înșiși. Și spun celor care i-au trimis, niciodată un om n-a vorbit ca omul acesta. Asta trebuie să fim și noi, bisericioși. Să nu vorbim ca oameni din această lume. Lectura dinaintea Evangheliei ne invită să ieșim în afara cetății. Să ieșim tot timpul din comoditățile noastre. Fiindcă nu avem cetate stătătoare aici pe Pământ. De multe ori noi încercăm să ne creăm realități cu care ne obișnuim și pe care am vrea să le conservăm pentru totdeauna. Dar Dumnezeu ne scoate tot timpul din comoditățile noastre, fiindcă trebuie să fim pe cale. Nu suntem și nu trebuie să fim la fel ca paraliticul de pe marginea scăldătoare. Blocați, fixați. Ci tot timpul Dumnezeu ne scoate din ceea ce știm și ne împinge înspre noi țări. Și atunci, la lumina Spiritului Sfânt, trebuie să găsim cuvintele, manierele, modurile de a trăi ca oameni zilelor noastre, dar ca oameni ai Bisericii. Ca membri ai familiei Dumnezeu. Și în acest spirit, în acest sens, vă încredințez schimbările pe care astăzi le-am anunțat. Sunt și dureroase pentru unii, și cu bucurie pentru alții. Este același amestec de bucurie și tristețe de care vă vorbeam și care ne caracterizează de-a lungul acestei vieți. Doar dincolo vom avea o realitate, o viață de unde lipsește durerea, întristarea și suspinul. Vă cer rugăciunea pentru misiunea mea, pentru misiunea noilor preoți care vor veni, Părintele Victor și Părintele Gabriel, pentru misiunea nouă a Părintelui Claudiu, și vă cer mai ales să-i primiți întotdeauna cu dragoste, cu căldură, pe cei care vor veni în viitor, în parohia dumneavoastră, ca să vadă o realitate creștină, să vadă cum merg lucrurile într-o parohie și să știe, pe mai departe, să aplice ceea ce au învățat, să dăruiască ceea ce au primit tuturor. Hristos, amin.